acesta este un nou episod din vlog. Așa că să începem! După cum ați văzut și în titlu, acesta va fi un haul de la Noriel, pentru că am fost în magazinul Noriel și ne-am cumpărat câteva lucruri verișorilor mei și am un motiv foarte întemeiat pentru care am cumpărat de acum cadourile. Începe perioada sărbătorilor, începe perioada testelor, tezelor, greutăților la școală și am spus de ce să mă chinui atunci când pot să le cumpăr de acum. Și foarte bine că le-am cumpărat de acum pentru că mă simt mult mai relaxată. Când am intrat în magazin, am fost întâmpinată de o domnișoară de la Noriel care mi-a arătat acest catalog pe care o să vi-l arăt și vouă imediat. Și el se numește Laboratorul lui Moș Crăciun. Bună! Am văzut că te uiți la câteva păpușele din catalog. Dacă vrei, poți să-ți prezint și noua campania noastră de la Noriel. Ea se numește Laboratorul lui Moș Crăciun. Și am aflat că există și un concurs foarte, foarte, foarte tare. În acest concurs se vor câștiga 3 premii zilnice și marele premiu. În cele 3 premii zilnice poți câștiga o pagină din catalogul de Crăciun la alegere, iar la sfârșitul concursului poți câștiga premiul cel mare, ce oferă toate jucăriile din catalogul de Crăciun. Mi se pare super tare, așa că o să-mi aleg și eu pagina din catalogul de Crăciun. Să mă gândesc cum să o aleg. Cred că o să dau așa cu ochii închiși și o să zic la un moment dat stop. Stop. Wow! Mamă, ce pagină! Wow! Ok, sunt 2 pagini. Și să vedem pe care o alegem. Ok, o să o aleg pe aceasta pentru că este mult mai colorată. Și aceasta este pagina pe care am ales-o eu. Pentru mai multe informații, dacă vreți să vă înscrieți la concurs, puteți să intrați în descriere și acolo aveți toate detaliile. Site-ul pe care puteți să intrați să găsiți și voi catalogul de Crăciun sau mult mai multe informații este www.noriel.ro. Toate aceste jucării sunt cumpărate de la Noriel și, de exemplu, pe Bloomy îl puteți găsi în catalogul de Crăciun și voi. Poate, cine știe, o să-l câștigați și voi. Și cam acestea sunt jucăriile pe care imediat o să vi le arăt. Și desigur, mi-am luat și eu ceva. Restul sunt ale verișorilor mei, dar mi-am luat și eu ceva. Acest ursuleț super, 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 super cute. Deci este atât de drăguț, îl iubesc extrem de mult. Și cred că v-ați dat și voi seama că deja am început haul-ul. Ok. Deci, acesta este primul și, efectiv, îl iubesc, este atât de pufos și este superb. Următorul este acest dragonel Bloomy, care este foarte drăguț și, după cum v-am spus și vouă, îl puteți găsi și în catalogul de Crăciun. Următorul este acest cățeluș care este foarte, foarte, foarte drăguț. Mie mi-a plăcut mult. Am și eu unul la casă și am zis să iau și verișoarei mele. Cam așa arată și, nu știu, mie îmi place foarte mult. E foarte drăguț și e foarte, foarte interesant. Mai avem aici 2 mașinuțe. Foarte tari. Nu prea mă pricep eu la mașini, dar acestea chiar sunt foarte tari. Opa, stați să vi le arăt și vouă. Cam așa arată, sunt amândouă la fel și sunt pentru cei 2 verișorii mei. Mi s-au părut foarte tari și foarte potrivite pentru ei. Mai avem aici o păpușică de la Lilia, care este așa o prințesică balerină, cred? Da, aici scrie că este o balerină. Este foarte, foarte cute așa și are o rochiță albastră, are aici niște pantofiuri, aici o coroniță cu o baghetă și îi se potrivește perfect verișoarei mele. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este acest bebeluș care mi se pare atât de cute.
efectiv, uitați-vă, uitați-vă ce fățuc are aici. E efectiv super, super, super cute și îmi place foarte mult și sigur o să îi se potrivească verișoarii mele pentru că este super mică și cu acest bebeluș în miniatură o să fie super, super, super drăguță și sper să-i placă super mult. Acesta a fost vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag EmojiFam. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!